Fie că sunt frați, prieteni de joacă sau colegi de clasă, copiii ajung să se certe de cele mai multe ori pentru atenție, obiecte sau din gelozie. Adevărul este că nu vei fi mereu prin preajmă ca să aplanezi certurile dintre ei. Așa că uite cum poți să-ți înveți copiii să-și rezolve singuri disputele, fără să se lase loviți și fără a lovi înapoi. În primul rând, stabilește limite ferme despre ce poate să facă, cât și despre ce nu trebuie să facă atunci când se ceartă cu un alt copil. De exemplu, țipetele sau lovirea nu sunt soluții prin care să-și rezolve problemele. Sau, dacă jucăria este în mâna unui copil, o ceri, nu o smulgi. Reguli de genul ăsta. În al doilea rând, învață-ți copilul să-și exprime emoțiile prin cuvinte și să facă cereri respectuoase pentru a-și rezolva disputa cu un alt copil. Ar putea să spună ceva de genul: nu-mi place că mi-ai luat mingea din mână. După ce mă joc eu cu ea, ți-o pot împrumuta și ție dacă vrei. Gândește aceste fraze și exersează-le cu copilul. În al treilea rând, amintește-i copilului că nu este important cine a început cearta și că regula empatiei și respectul pentru tine și celălalt se aplică și în cazul certurilor dintre copii. Copilul tău cum gestionează conflictele cu alți copii? Dă click pe linkul din descriere și înscrie-te la webinarul Nu mai suntem prieteni. Cum îi învățăm pe copii să-și rezolve singuri conflictele?